Liderul liberalilor din municipiul Suceava, primarul Ion Lungu, s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat de organizație la alegerile europarlamentare. De asemenea, s-a arătat încântat de interesul tinerilor pentru scrutin. Primarul Lungu a declarat că votul a fost unul politic pentru înnoirea clasei politice. Le-am câștigat. Și un vot, dacă găsim, le-am câștigat când ne uităm ce s-a întâmplat în țară, da? Totuși se va termina onorabil. Suntem în cele 11 reședințe județ în care a câștigat, sau 10 în care a câștigat PNL-ul. Deci am câștigat. I-am felicitat pe cei de la USR, sigur nu prea mulți că nu prea știu. Doamna Teodora Ungureanu, pe care colaborez și vreau să vă spun, chiar am o colaborare bună cu dumneei. Am avut o discuție destul consistentă la fundamentarea bugetului pentru acest an și vreau să vă spun că 5 obiective din cele multe propuse dumnealor chiar le-am prins în bugetul pentru acest an. A fost un vot despre europarlamentar. Dar n-a fost un vot despre primari. Încă o dată spun, hai să dăm cazul cel mai evident la Cluj. Dacă mâine este un sondaj la Cluj, sunt convins că Boc îl câștigă parte. Da, e altă poveste. S-a votat 100% politic pe acest val dorință de înnoirea clasei politice. Înnoirea clasei politice. N-a fost un vot legat de primar sau de primărie. Sigur că el se poate interpreta într-un fel sau altul, cum merge și cât de primărie, cât de primar. Dar eu vă spun că în toate cele trei localități pe care le-am coordonat, deci Suceava, Udești și Verești, am câștigat alegerile. Apreciez că tine la vot, eu încă o dată vă spun că nu lucrez electoral, nu sunt disperat să mai fiu primar, chiar apreciez această chestiune că tinerii, în sfârșit, nu au stat mai pe Facebook, au ieșit și la vot. Asta e un lucru foarte bun. Sigur că e greu de crezut că Boc va pierde o dată primăria la Cluj. Eu cred că nu s-a pierdut niciodată, domnul Boc, cât i-a făcut acolo pentru Cluj, pentru tineri. Este un tsunami care se cheamă USR. Am mai trăit un tsunami USR, dar văd că am rezistat la amândouă.